Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu revin astăzi cu un clip care știu că vă place foarte mult. Sincer să fiu, oricât de superficial ar fi, și mie îmi place mult să mă uit la ele și să le filmez. Așa că a venit acea perioadă a lunii, și nu ne referim la perioada feminine, ne referim la acea perioadă a lunii când eu am decis că anul acesta să filmez 12 clipuri de acest gen, adică după trecerea fiecărei luni să filmăm ce am consumat sau, mă rog, ce am încercat, ce am și poate nu a mers, pentru că nu toate sunt consumate, produse terminate, în luna care tocmai a trecut. O să încerc să le sortez cât de cât, deși sunt foarte multe luna aceasta. Acum vorbim despre produsele care s-au terminat în luna ianuarie și câteva produse care poate s-au terminat la începutul lunii februarie și nu am ținut neapărat cont de asta, pentru că oricum suntem la început de februarie. După cum ați văzut deja într-un videoclip trecut, am făcut un mic declutter la produselor de machiaj și am renunțat la produsele de machiaj care nu le-am folosit de foarte mult timp, care, nu știu, le-am folosit, dar le-am deja de foarte mult timp și le-a trecut timpul, așa că o să apar mai multe produse de machiaj, dar să știți care este motivul, adică nu toate sunt terminate, ca să știți asta. Și vorbim aici despre, în primul rând, despre o paletă de la Revlon, care este, arată cam așa, conține și produse pentru ochi, și produse pentru buze, și produse pentru... Ten, dar o am deja de foarte mult timp și nici nu prea mai arată bine. Adevărul e că nici nu prea am închis mâna înspre ea și vreau să zic că eu, în general, prefer paletele mai mari și paletele mai mici le uit. Adică asta este o chestie așa, ca fapt divers. Prima mea paletă care o am eu în colecție și o am deja de câțiva ani, este aceasta de la Naturals, Profusion Naturals, nu știu ce este cu brandul ăsta, nu știu prea multe despre el. Are 24 de culori, unele folosite mai mult, altele mai puțin, dar știu că nu-mi pare rău să o arunc, pentru că oricum este de o calitate mai slabă și nu că aș avea eu nu știu ce machiaje foarte scumpe, dar sunt prea prăfoase și tot timpul se, nici măcar nu sunt atât de colorate cum arată în, așa, pe paletă, asta în primul rând, și în al doilea rând se lucrează foarte greu cu ele și cad și nu-mi plac. După care asta chiar s-a terminat în mare parte, oricum o am și pe asta de mult timp. Am vorbit despre paleta de la Colors, asta e luată din DM. Și avem aici pudre și bronzere, dar v-am zis, o am de mult timp și am oricum altă pudră și bronzere. Aici scrie că valabilitatea este 12 luni, eu am de mai bine de un an, de aproape, cred că de 2 ani eu am. Și mă rog, nu mi s-a întâmplat nimic, am testat și nu s-a întâmplat nimic cu tenul, dar a venit timpul să o arunc. După care am o paletuță de iluminatoare de la Essence, care e destul de intactă. Am mai avut una, dar sincer, ce nu mai îmi place la ea, pentru că ele arată destul de ok, e că conține sclipici și nu-mi plac iluminatoarele care conțină sclipici. Și aici mai avem, mă rog, niște culori care eu nu le-aș folosi ca și iluminatoare neapărat. După care am mai multe rujuri aici, dar nu o să vorbesc despre fiecare în parte, pentru că l-ați văzut deja în clipul cu produsele terminate. Am aici unul de la luat din DM, 183 days, două luciuri mai mult, decât rujul de la Tehnic, un ruj roșu de la Golden Rose, dar e de foarte mult timp ăsta, m-am și uitat de el. Acesta chiar s-a terminat, de la Olivia Palermo. Mi-a plăcut foarte mult, acesta a fost unul dintre preferatele mele. Un luciu care s-a terminat de la Douglas și un ruj lichid pe care l-am luat de pe Elefant. Este de la Ingrid Cosmetics, nu mi s-a potrivit deloc culoare, e prea închis pentru ce port eu de obicei. Foarte interesant că mi s-au terminat două fonduri de ten în același timp. V-am mai povestit eu că unul era prea închis, unul era prea deschis și le combinam și s-au terminat în același timp. Sunt niște fonduri de ten foarte bune.
Îmi place și cât rezistă pe ten, îmi place și consistența lor. Chiar mi-au plăcut foarte mult, sunt de la Rimmel London și este vorba despre Lasting Radiance. Am avut nuanța 070 și nuanța 103. Astea cu siguranță o să le recumpăr la un moment dat, dar vreau să încerc și eu fondul de ten de la Catrice și oricum mai am vreo două fonduri de ten. Aici mai am niște produse la care renunț, dar din nou v-am povestit despre ele în clipul acela în care am făcut declutter și aceasta am decis să arunc până la urmă fardurile astea care sunt și rupte. Mai am aici un creion care tot așa am renunțat la el de la Avon. Mi-a plăcut în tinerețe mai mult decât îmi plac acum. Și am o ojă, tot așa o am de foarte mult timp și nu mai, adică e folosită, nu mai am ce să fac cu ea de la tehnic. Nu e neapărat culoarea mea preferată, dar a fost ok. Și ce am vrut să vă povestesc despre o mascară care cred că nu am mai pomenit-o de la Benefit. Eu o am în variantă travel size, dar a fost o... Cred că o să păstrez totuși aceasta. Am vrut să păstrez periuța, dar nu știu dacă o să fac asta. Ideea e că mi-a plăcut extrem de mult, Zoe, mi-a plăcut extrem de mult acest rimel. Făcea genele să pară foarte spectaculos, dar pe de altă parte se demachia foarte greu. Adică știu, până nu am descoperit uleiul demachiant, simțeam așa că mă doare baza genelor, mă rog, a ochiului, a ploapei, pentru că nu puteam să îl demachiez nicicum. Dar foarte fain în general, așa, efectul pe care lasă. Și gata, am terminat cu machiajele. Am o monstră de la Rituals, pe care am primit-o împreună cu calendarul advent atunci când l-am comandat. Este vorba despre Ritual of Sakura. Este o cremă de corp. Eu am și în full size de la din calendarul advent și îmi place foarte mult și cum miroase. Este cu orez, parcă. Miros de orez, să mă rog. La capitolul curățenie, luna asta cred că am terminat, dacă n-am aruncat, bine, am aruncat astea, detergentele de vase și așa mai departe, dar o să păstrez eu mai multe. Am terminat acest dezinfectant universal fără clor de la Igenol, cred că știe toată lumea, foarte bun, dar foarte ușor de confundat cu apă de gură. Am întins mâna de câteva ori către el și eram ok, că e așa mare și are acea culoare ca și apa de gură. Venim vorba despre apa de gură, am terminat 3 paste de dinți, una de la Sensodyne, una de la Dentalux, asta cred că e de la Lidl, asta nu i-a plăcut nimănui decât mie mi-a plăcut, nu știu de ce. Asta de la Sensodyne, sincer, am luat așa mai mult să vedem dacă se vede vreo diferență, pentru mine sincer nu, dar Mihai place, nu știu, că are o sensibilitate dentară și el zice că îl ajută. Și asta mi-a plăcut cel mai mult, de la Blendamed, 3 Day White. Pe același principiu pe care merge și Simona Bujor și mi-mi place să schimb pasta de dinți, pentru că mi se pare că dinții se obișnuiesc cu aceeași pasta de dinți și pasta de dinți nu mai e de efect, să zic așa. Am terminat această apă micelară de la Balea și mi-a plăcut destul de mult. Cred că a mai rămas puțin, dar am turnat-o, am eu un recipient de la Lidl, acela care apeși și ia să nu trebuie să torni apă micelară. Mi-a plăcut mult, e un preț foarte ok, dar totuși prefer Garnierul, nu știu, adică e o alternativă bună, dar oricum acum nicio apă micelară nu mai are efect pentru mine, căci am trecut la uleiurile de machiante și ale sunt preferatele mele, dar da, o recomand, adică chiar e ok, are 500 de mililitri parcă, nu? 400 de mililitri și este în jur de 13 sau 14 lei, nu vreau să mint. Am terminat și această mască pentru mâini, atunci când a fost în carantină, de la Look Fantastic am primit-o, dar ea este Star Skin Beauty, da, Star Skin Beauty. Nu pot să zic că m-a fascinat, adică pentru eu ok, dar nu prea sunt eu fana măștilor de mâini. În primul rând că mă enervează să stau 15 minute sau 20 fără să pot să folosesc mâinile. Și în al doilea rând, cred că o cremă de mâini face același lucru. Dar a fost ok, nu. Nu știu ce să zic altceva. Am terminat și o mască facială cu extras de eucalipt de la Balea. Și aici vorbim despre
Masca asta tip șervețel a fost foarte haioasă. Nu știu dacă se vede pe partea cealaltă așa, arăta, avea o față de panda și care mestecă un eucalipt. Și eucaliptul apare în imagine. Și cred că conținea și acid hialuronic. O secundă să verific. Da. Acid hialuronic și extract de eucalipt. Scria și pe prima parte, dar n-am observat. Și îmi plac foarte mult ambalajele astea, nu știu. Cred că mă atrag, din păcate. Cred că m-am povestit deja într-un clip. Nu știu dacă a apărut, l-am pus cumva din greșeală și la... Nu, nu cred. A apărut în clipul cu favoritele anului 2020, acest cleanser de la Anew, de la Avon. El zic că este demachiant pentru purificarea. Pentru purificare, mult de utilizare, în fiecare dimineață și seară aplicați o cantitate mică de produs. Eu nu aș zice că e demachiant, adică este un săpun de față care îl folosești după ce te-ai demachiat, adică se folosește în dublă curățare, cum am învățat că se zice, și este pentru piele combinată și grasă, adică pentru tenul gras și combinat. Mie mi-a plăcut foarte mult, dar a și apărut în favoritele anului 2020. Nu mai țin minte cât am dat pe el. E și accidentat că l-am ținut în baie, dar mi-a plăcut mult și sigur o să-l recumpăr. Acum am mai cumpărat unul tot de la Avon și aștept să vină să mai încerc și altceva. Am folosit și niște mostre de la Cosmetic Plant. Cred că am vorbit despre ele și am dat 7 din ele și pentru... și în giveaway, care au ajuns la Alexandra Andrei și sunt curioasă dacă o să-i placă sau nu. Sunt niște creme hidratante, au fost ok, Cosmetic Plant mie îmi place ca și brand, dar nu pot să zic eu că la creme observ mari diferențe în așa timp scurt. Și venim vorba de creme, am terminat și această crema anti-rid de la GeroVital. Nu pot să zic de fapt că am terminat-o pentru că a mai rămas puțin, dar are un termen de valabilitate foarte scurt, adică 6 luni. Și nu am reușit să o termin. Eu am folosit-o seară și ce simțeam cu siguranță este că îmi trăgea faza, adică se simțea așa că nu puteai să zâmbești foarte, cum să zic, natural. Și oricum produsele de anti-îmbătrânire de la GeroVital, toată lumea știe de ele și sunt foarte numite și foarte, foarte bune, adică nu pot să zic că nu sunt. Mi-a mai apărut aici un produs pentru casă și vorbim despre o lumânare care a fost divină, miroase a gumă Orbit Verde. Este Winter Mint, pe care am primit-o din München, de la Andreea Laura, o prietenă foarte dragă mie, de aici, de pe YouTube. O să vă las și canalul ei în descriere. Ea e acum gurul nostru de skincare, care ne învață cum să avem grijă de tenul nostru. Da, mi-a plăcut foarte mult. Este de la DW Home, cred. Că, știu că există și în Anglia, pentru că și Andreea Ichim cumpără la recomandarea ei aceste lumânări. Foarte, foarte faină și chiar se simțea mirosul, persista în casă. Am mai terminat și acest deodorant de la Nivea. Și aici avem un deodorant Fresh Airy. Cred că v-am mai zis că sunt bune, dar prefer cele simple. Am terminat și acest scrub pe care vi l-am tot pomenit în clipul de produse favorite și pe care l-am tot lăudat și care miroase demențial și așa mai departe. Ține să-l întinzi pe pâine, vorba cuiva, nu știu cine a zis asta pe YouTube, dar îl recomand. Și partea faină că are multe chestii naturale și asta nu neapărat că aș fi eu o guru în ceea ce privește produsele naturale, dar cu siguranță nu o să te iriți de la produsele naturale, adică nu cred că faci reacții alergice și foarte, foarte faină. Și mai am 3 produse, mă grăbesc pentru că văd cât de multe sunt și nu vreau să mă lungesc extrem de mult. Am terminat acest Winter Shampoo de la Balea, primit într-un calendar advent pe care vi l-am arătat, cred că, mă rog, v-am arătat numai produsele, nu am desfăcut pe cameră. It's a Magical Time se numește gama și a fost ok. Nu pot să zic nimic altceva. Și un alt produs de la Yves Rocher, tot un șampon pentru părul colorat. Mi-a plăcut destul de mult, dar o să mă întorc eu la unul care mi-a plăcut și mai mult. Și anume, cel mai mult anul trecut mi-a plăcut Pantene-ul și cele solide. Dar mai am rezerve, de-aia le mai vedeți
prin clipuri și nu vreau să cumpăr unele noi, până nu le termin pe cele pe care le am deja. Și am terminat și această spumă de duș de la Rituals, pe care am primit-o în calendarul advent de la Rituals și mi-a plăcut foarte mult. E un miros foarte delicat, e și ambalajul e frumos, dacă contează pentru cineva, și mirosul e delicat și se comportă așa de frumos, adică aplici foarte puțin produs în mână, spuma aceea se umflă și așa, nu știu, sofisticată și catifelată și mi-a plăcut foarte mult și știți că sunt fană a produselor Rituals, chiar dacă nu pot să zic că mi le permit tot timpul, adică nu sunt cele mai accesibile. Cam astea au fost produsele terminate în luna ianuarie, vă dați seama cât de mult s-a consumat, adică eu folosesc această cutie de la Brita, de la cana filtrantă și este plină. Și chiar nu mă așteptam, adică mă gândeam că dacă le filmez lunar, nu o să fie așa de multe produse. Vedem ce o să fie în februarie, asta s-a întâmplat în ianuarie. Și am vrut să vă mulțumesc pentru vizionare și să-mi spuneți dacă cumva din produsele astea pe care le-am pomenit eu, ați încercat ceva și voi, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Lăsați mai jos comentarii și noi ne vedem la un nou clip.